Ștefănița? Cine este pentru acțiune împotrivă? Îi dăm citire domnului viceprimar sau eu? Nu. Îi dăm dumneavoastră că mai apărut un punct la ordinea de zi pe care eu nu l-am. Două. În afară de cotizația către ADIS, nu, păi a mai apărut, da, a mai apărut două proiecte, două hotărâri pentru, cum să spun, da, două proiecte de hotărâre. Da. Dăm citire ordinii de zi. Da. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 adoptat de noua Asociație de Dezvoltare Comunitară de Sănătate Bacău, primul. Al doilea este proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare rețelele de drumuri locale Comuna Bârsănești, județul Bacău. Iar al treilea este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare rețelele de drumuri locale Comuna Bârsănești, județul Bacău. Se spune la vot cine este pentru abțineri, împotrivă. Trecem la primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiativa pentru cotizatul genului. Prezintă domnul viceprimar Gabriel. Da. Citesc sau vă spun că asta e... Noi am primit. Da, da. Deci, ca fiecare an, s-a aprobat cotizația anuală către ADIS. Nu s-a schimbat etichetele aceleași. Pentru comunele cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori, taxa este de 2.000 de lei. Dacă vreți să citesc, citesc. Da, da. E ce e. Am primit. Citesc. Am primit. Da. Studiu. Da, discuții sunt? Să pune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la doilea punct al ordinei de zi. Proiectul privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea rețelei de drumuri locale, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Având în vedere prevederile articolului 44 din legea numărul 873/2006 privind finanțele publice locale, sfântările și cofinanțările utilizate. Prevederile HG28 privind aprobarea pe 2008 privind aprobarea conținutului tabel al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și lucrări de intervenții, da. Și ordinul numărul 863/2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții. Cu modificările și completările ulterioare a prevederilor articolului 36, aliniatul 2, litera B și aliniatul 4, litera D, din legea numărul 215 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OG28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare au fost aprobate prin ordinul cu numărul 1851 din 2013. Cu modificările și completările ulterioare. La articolul 8, aliniatul 3, din acest ordin se regăsesc categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiții a căror finanțare nu este eligibilă prin PNDL și este asigurată de la bugetul local, respectiv cheltuielile cu obținerea și amenajarea terenului, studiul de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studii de specialitate, expertize tehnice, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, activele corporale, cheltuieli conexe, organizări de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri, credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. Luând în considerare studiul de fezabilitate întocmit de către SECR-ul Construcție SRL Bacău pentru obiectivul de investiții modernizare rețea drumurilor locale Comuna Bârsănești, județul Bacău. Având în vedere că începând cu luna ianuarie 2017 se aplică cota cu o cotă mai mică de TVA, respectiv 19%, conform articolului 291 aliniatul 1, litera B,
din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal. Era necesară refacerea devizului general cu noua cotă, ceea ce a dus la modificarea valoarei cofinanțării de la bugetul local, în baza devizului general întocmit în conformitate cu HC28/2008. De fapt, pe obiective, categorii și categorii de cheltuieli rezultă. Cheltuieli eligibile pe PNDL, finanțare de la bugetul de stat 5.662.194 lei, inclusiv TVA, iar eligibile la beneficiar, finanțare de la bugetul local 304.927 lei, inclusiv TVA. Față de cele prezentate, solicit adoptarea proiectului de hotărâre cu privire la asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea proiectului de modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Având în vedere raportul vicepreședintelui Comunei, înregistrat sub numărul 847 din 24/2017, normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OG28 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare au fost aprobate prin ordinul numărul 1851 din 2013 cu modificările și completările ulterioare. Studiul de fezabilitate întocmit de către SCE Construcții Rele Bacău pentru obiectivul de investiții modernizare rețea de drumuri locale Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Având în vedere că începând cu luna ianuarie 2017 se aplică o cotă mai mică de TVA, respectiv 19%, conform articolului 2191 aliniatul litera B, din legea 227/2015 privind codul fiscal, a fost necesară refacerea devizului general cu noua cotă, ceea ce a dus și la modificarea valorii cofinanțării de la bugetul local, în baza devizului general întocmit în conformitate cu HG28/2008, defalcat pe obiecte, categorii și categorii de cheltuieli, suma aferentă cheltuielilor trebuie finanțată de la bugetul local. Este de 304.927 lei, inclusiv TVA. Față de cele prezentate, solicită adoptarea proiectului de hotărâre cu privire la asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivului modernizare rețea de drumuri locale Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești, Județul Bacău, întrunit în ședință ordinară, în data de 28/2016, având în vedere raportul domnului Gabriel Daniel, viceprimarul Comunei, înregistrat sub numărul 847 din 24/2017, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții, modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Expunerea de motive a domnului Botezatul Gelului al Comunei, înregistrată sub numărul 848 din 24/2016. 7. Am ceva cu 16, încă n-am trecut în 7. Având în vedere prevederile OG28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Local actualizat, prevederile articolului 3 din OG numărul 6/2017, prin care se instituie etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, care se derulează conform prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 28/2013, aprobată prin legea numărul 89/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile HG28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții republicane. Văzând devizul general întocmit în data de 16/2016, elaborat de proiectant, văzând rapoartele de realizare a comisiilor de specialitate dictate de Consiliul Local Bârsănești, având în vedere dispoziția articolului 36, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D și articolul 45, aliniatul 2, litera D și E, din legea 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Bârsănești pentru că cheltuielile eligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL cu suma de 304.927 lei, inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea rețelei de drumuri locale Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Articolul 2. Amplasamentele pe care se vor executa lucrările de la obiectivul de investiții, modernizare rețelei de drumuri locale Comuna Bârsănești, Județul Bacău, fac parte din domeniul public al Comunei Bârsănești, Județul Bacău. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei.
inițiator primarul comunei Botezatu, domnul Botezatu Ciolă. Da. Deci una discuție. Discuție. Care este rețeaua de drumul local? Este rețeaua de drumul local, este rețeaua care este prinsă în modernizare. Păi spuneți-o, nu știu. Dar, dacă o știți că s-a hotărât acum... Mai spuneți-o odată. Deci, nu am venit pregătit cu ăla. Este ulițele care merg către astea, pentru școli. Obiectele religioase, obiectele religioase, culturale, culturale. Da. Din asfaltul existente. Alea din asfaltul existente. Care duc la... Deci care... La școli, la biserici, la mănăstiri. Cum e la Brutul Sud? Nu și la școli. Deci mai este puțin. Mai există, da? Da. Voi cum e la Brutul Sud? Nu mai este puțin. Deci până la parte sus, în finalul, și ăla e prins. Nu uite. Ba da, ba da. Prins până la, la Lotosul Iulia. Prins pod. Prins pod, până la pod. Până dincolo din pod, până intersecție. Da. Aici la biserică, la Lotosul, la biserică, la Cornosul, la biserică, la, la cimitir, la Caraclău, la biserica catolică, la... Grădiniță, la școală. Și grădiniță, la școală. Pătrea agricultorul, că el a repuntat. Și podul agricultorul. Cum? Și podul e prins la agricultorul. Da, și podul. Și podul. Da. Și ăsta e mănăstire. În mănăstire pe acolo până la... De când ne-a după aminte, dacă până la... Eu, la carte, până la petrece, dar să vedeți să vedeți cum. Când începe? Da. Datorită cu ei? Calcul un pod. Și valoarea scade ca să facă podul. Da. Da, zic, de ce trebuie să ne uităm? Dar bine, astea sunt mai trimite, dacă se aprobă, de aceea cu ei. În orice șoptă... Păi am citit aici, dacă termenul de punere este până pe 10 martie. E timp, după secretarul nu este, e timp. Da, e timp. Noi de asta am făcut, le-am aprobat, dacă le aprobăm, mâine nu, dacă că voi mă întreb cu genul la lucrurile de la Ministerul de Guvernanță. Pe punctul al treilea are legătură cu... E același, nu am făcut un proiect, cu finanțare. Eu chiar nu am făcut asta. Dacă nu este aceeași treabă. Să se supunem la vot. De fapt, care a fost asta. Hai să citesc aprilia. Da, hai să supunem la vot pe asta. Nu, eu zic, doamna președinte, eu zic să-l citim distinct proiectul, să fie prezentat. Păi ce spun? Să-l supunem la vot pe acesta și mai să prezentăm pe treilea punct. Păi este, este punctul ordinea de zi. Exact, asta am mâna și al doilea punct al ordinii de zi, cu terminarea de mai sus. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Se dă citire al treilea, cel de al treilea punct al ordinei de zi și îl prezintă domnul viceprimar Gabriel. Raport privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții, modernizare rețea de drumuri locale cu mâna Brăsăriei județul Bacău. Am dat în vedere prevederile ordonanței de urgență 28 din 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală actualizat. Prevederile articolului 3 din OG numărul 6/2017, prin care se instituie etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, care derulează conform prevederilor ordonanței de urgență al Guvernului numărul 28/2013, aprobată prin legea numărul 89/2013, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile HG28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii de elaborare a zilegului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenție republicată. Prevederile articolului 36 din alineatul 2, litera C și alineatul 5, litera C din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de investiții, faza SP, modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bursănești, județul Bacău, având în vedere realizarea investiției fondurilor necesare, vor obține prin accesarea unei finanțări nerambursabile implementat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDR 2. Investiția va deservi atât zonelor sociale și de interes public, școală, grădiniță, dispensar, biserică, cimitir, cât și agenții economici care se desfășoară activități în zona acestor drumuri. Având în vedere începând luna ianuarie 2017, se aplică o cotă mai mică de TVA, respectiv 19%, conform articolului 291 alineatul 1, litera B, de legea numărul 227/2015, privind codul fiscal, era necesară refacerea revizorului general cu o nouă cotă, ceea ce a adus și la modificarea indicatorilor tehnico-economice. Totalul general actualizat al investiției este de 5.662.194.000 RON,
sau 1.251.978 mii euro, inclusiv TVA. Din care, ce plusem? 5.048.134 mii euro, 1.116.202 mii euro, inclusiv TVA. Da, da. Defalcarea cheltuielilor elegibile și neelegibile. Total general, din care 5.967.191 lei, buget de stat 5.662.194 lei, buget local 304.927 lei. În consecință, solicit elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții, modernizarea rețelei drumurilor locale, cu numărul Sămânii de Bacău. Expunere de motive. La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizarea rețelei drumurilor locale, cu numărul Sămânii de Bacău. Vânzător de raportul numărul 845 din 24-2007, vice primarul Comunei Băsănești și devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții, modernizarea rețelei drumurilor locale în Comuna Băsănești și județul Bacău, elaborat de către SECR de construcție de lei Bacău. Având în vedere prevederile articolului 44, legea numărul 273-2006, privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, prevederile HG28-2008 privind aprobarea conținutului al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii metodologice de elaborare a devizului general, pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții și ordinul numărul 863-2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG numărul 28-2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenție, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile articolului 36, alineatul 2 litera B, alineatul 4 litera D și alineatul 45 litera, alineatul 2 litera D și E din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de investiții, faza SF, modernizare rețelei de drumuri locale în Comuna Bursănești, județul Bacău, în vederea realizării investiții fondurilor necesare, vor fi obținute prin accesarea unei finanțări nerambursabile implementate prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 2. Având în vedere că începând cu luna ianuarie 2017 se aplică o cotă mai mică TVA, respectiv 19%, conform articolului 291 alineatul 1 litera B din legea 227/2015, privind codul fiscal. Era necesară refacerea devizului general cu noua cotă, ceea ce a dus și la modificarea indicatorilor tehnico-economice. Față de cele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice privind obiectivul de investiții, modernizare rețelei de drumuri locale, Comuna Bursănești, județul Bacău.
Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bârșăneni, județul Bacău, conform anexei de legi generală actualizat, după cum urmează. Total general actualizat al investiției, 5.662.194.000 lei, în euro 1.251.978.000 euro, inclusiv TVA, din care ce plusim 5.448.134.000 lei sau 1.116.202.000 euro, inclusiv TVA. Articolul 2. Amplasamentele pe care se vor executa lucrările obiectivului de investiții, modernizarea rețelei de drumuri locale Bârșăneni, județul Bacău, fac parte din domeniul public al Comunei Bârșăneni. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei. Deci el este același. Acum Comunul e pe indicator și unul este pe cofinanțare. Da? Legea e aproape pe aici. Articolul 14 din lege. Deci asta e normal, normal, hotărârea asta a mai fost odată, dar acum s-a făcut din nou una că se duce către PNDR, a doua a scăzut cota. De la 20 cât a fost făcut atunci, a luat 20 către PNDR. În luna nu mai a fost. În luna nu mai a fost. Și a fost făcut de două ori, care a fost de la 24 la 20 când a fost nici luna. A mai fost făcut la toată. Da, mai rețin ce nu e, nu e, nu e, nu e, nu e, nu e, deci o să vă vedem. A, deci atunci, da, nu l-a mai rețin, da. Nu sunt? Nu sunt. Nu. La vot, cine este pentru abținere, împotriva? Așa nu eu. Au trecut cele trei puncte ale ordinii de zi, de ce mai diverse? De ce mai diverse? Da, da. De ce pot să de zi? Păi da. Da. Dar voi să propun? Păi da, alegi președintele și la diverse vine președintele nou, iar gândește. Hai, să mai ești președinte. Mai lasă-mă ce trebuie. Da. Când vine la primărie, mă, să ne întâlnă să iau cine plătește nu, să-l întrebi. Să-l întrebi. Cine vine și plătește tot, să-l zic, băi, mă, ta n-ai problemă? Și să-i explice la om, băi, n-ai problemă, uite, fă-l ceri. De exemplu, la produsul geamul, la produsul vechi. Băi, nu am plătit și n-am făcut. Da. Să uite, de mâncare, de acolo. Eu am o problemă și cu băiatul de jos de aici, îmi spune mereu. Eu cred că dacă, deci mulți cred, că dacă la declarația aia, noi nu avem de declarația aia, pur și simplu, stăm la un număr de persoane. Noi nu avem de uniști, că tomeroane nu le-am împărțit numai noi. Le-am dat și mașina, dacă acesta. Așa. Dar el le spune de acolo, dar el ce după gata, am zis declarația, nu am spus ce. Acum, da, acum face modalitatea, el vine, da. Ce, cum e acolo? E în sat de polifilenă, cum pune gheata lui, da, aia, să-i de... Ia, ia și în sat, dar ne aduce în tomeroane, deci dacă face ce... O altă problemă care e... Și am să vă iau. Dar nu cer. Dar nu știu dacă a plătit, dar are cerere. Nu cerere, are făcută declarație. Pentru că noi ne izbim de agricultorul mediu. Încerca să acolo cu uniți la ea, nu știu dacă le spune aici, unde se vă zice. Îi spune și tot timpul de acolo. Acolo se duc până la 6, 2, 3, 6, 2, se duce cu mașina așa. Unde? Dincolo de pot sau nu? Dincolo de pot. Tu mulți parte, el este un izvor acolo, că a fost eu. Și n-a trebuit și un pur, cred că trebuie și un pur. Și iese tu acolo la biserică, la care avea, că așa avea mă rog. Dar nu știu eu ăla, cred că e nostru. De ce nu e acolo? Nu m-am impresia că le-ai pus de cetățeanul cu imputat acolo. Deci întâi trebuie să facem asta, dar verificăm și dacă e... Și o altă întrebare este, la tractorul ăsta nostru care l-am adus, noi la Venterii, care dă o leacă. Nu. Nu mi-a dat voie atunci când noi am făcut și pentru pierii în primă fază, dacă vă aștept aminte. Și el fiind luat pentru modernizare drumul agricole și întreținere, el nu făcea parte din asta. Anul ăsta, dacă reușim să o luăm separat. A fi super. Super, noi ne-am gândit de atunci. Am dat pe 13 metri, drumul undeva, și așa îl dăm imediat într-o parte, bună vorba. Deci, noi, veria să vedem anul ăsta. Dăm să vină cifrele la urmă. Nu fi urmă, urmă. Că adevărul toate drumurile sunt intensive. O dată la deal la vale, dar după timp. Dar e petriș de asta mai mare. În special pe pantei nasol. E petriș
Haideți să facem de la drumurile astea agricole, chiar din părugerea asta la noi, ce scoate după terenul mai mult. Așa la părere, deci o să bate. Nu puteți să luați din părul balasă. Că acolo de rămâne... Am luat de la api... Dă voie? Dă voie. Dar am zis la când dă voie mult. Dă voie. Că nu, dar din părăile care traversează comuna. Oameni, o zborbire. Lărgești. Sunt o serie care se bucură și sunt o serie care fac un scandal. Da, de aceea abia și nu liberi cu inundație. Da. Au început majoritatea să înțeleagă chestia asta. Și prima dată care am înțeles-o de la Caracol a fost și Vesbeni. Deci înainte nu intra apa lucrată, de când tot am început să luăm de acolo, nu-i mai intră. Deci abia era aproape, nu trebuia să vă las mult. Ce mă interesează în drumul care duce către altele, după aducerea în sistem. Îmi spune că ați pescat acolo când vine tata mare, când se mută către șanță. Prea mare gaură, aia trebuie înfundată. Gaură se făcă la apă, n-a făcut-o. Cum? Da, gaură se făcă la apă, n-a făcut-o. Un pic, dacă tu plouă și face puțin de șpoleg. Da, să vezi în șansă. Deci exact acolo, așa, direct. Mi-e pierdut un pic timpul ăsta, când vedeți, că eu degeaba nu pot urca un buldo. Deci un buldo nu pot urca unii măcelui. Chiar dacă e 4-4, eu vin foarte greu, imediat îmi pun înapoi. Eu vreau să iau și eu puțin cuvântul la punctul ăsta de diversie. Eu vreau să prezint problema la noi acolo pe DG116, pe punctul Gălean, la noi la Plătești. Toată apa din... Toată apa, de fapt toată apa. Șanță nu mai există, de fapt. Și apa este pe drumuri. Asta, când a înghețat în iarna asta, s-a făcut un pod din gheață pe acolo, era pericol să circul pe drumul. De asta zic, dacă puteți face o adresă către drumuri de senic, ei sunt administrator, e clar. Așa. Dacă vă lase să curățați măcar așa cum se spune, să săpați pământul ăsta viu, așa, pe lângă drum, să faceți un șans măcar acum, că imediat vin ploile, vin astea, să simt probleme. Deci nu-i problemă. Ei numai să nu-i cerim bani. Bine, da, vreau să zic că e tot pe teritoriul comunului noastre. Puneți puțin pe lângă ăsta să ne voi sigur de apa. Ne-am apucat, dar nu știu dacă ați văzut, am văzut că v-ați apucat aici pe gura voi. Cum ne permite timpul, adică nu ne permite. Asta ne permite. Deci, nu facem adânc, dar facem un pic de asta să spun. Vă zic că sunt porțiuni, deja vă voi submite o șanță. S-a mândit și s-a mândit. Cea mai mare problemă care e, nu e problema să facă. Problema e că trebuie să și transportăm pământul. Aici am mare. Omul nu ne dă voie să iau corect. Dar vă zic și scandalul făcut. Un cheptăluș, un bărbit. Păi da, au vorbit cu ăștia de la drumul, au zis că sunt de la drumul care s-au ocupat de dezvăluire. Da, da, pe Lucea, dar nu-i zic. Bă, nu, trebuie să menționați zona ăla și punctul ăsta. Găsească o soluție și pentru zona respectivă. La albele, la drum, vedeți, nu sunt așa de mari găuri și trebuia să duci de acolo și acum. Mărși, bolovani, deci mai puțin, deci mai bine mai puțin și numai suori decât... Pe casă care? Eu i-am trimis pentru Valea Lupului, nu știu. Dar acum trebuie să-l întreb și pe domn primar, să vedem ce le-o fi spus. Eu dimineață când am tras asalte, am duceți cu vază din păruși, duceți cu ceva aia în Valea Lupului. Da, ei s-au dus spre capătul satului și șoferul de pe autobuzul ăsta, băi, eu nu mă mai duc pe acolo la viață. Ăla e pentru mocirul, pentru mocirul cu bolovanul mare, dar drumul așa pensat nu zici că are găuri așa de câte se necesită o rapă într-un loc. Deci ăla, sort mai puțin chiar, dar nu necesită... Nu, și numai că din prășină, eu vă pun să lese grămadă și eu cu oameni de la social îl acoperi mai ușor că ori. Da, cum se făcea când era nea... Adică e mult mai ușor. Dar nu știu, aici trebuie să vorbesc și cu domnul primar, pentru că ce sarcină a trasat în sud. Păi eu și ieri, când am vorbit cu ieri, a zis să se ducă fără, să ia balas și să se ducă pe Valea Lupului, acolo, în mocelul aia, să facă... Unde au ajuns în sat? Nu știu, trebuie să-l întreb pe domnul primar, să te deci așa e mai ok. Lăsați grămadă porțiuni de sat undeva, în câteva locuri și acolo sunt mai... Da. Sunt, apare câteva vreo acolo și se acoperă mai ușor, se întreține mai ușor decât să-l pui și... Firma asta care e DG158, când începe lucrarea? Ei cred că de mâine încep. Da? Da. Că aici, la Val de Codi, s-o scurpat. Le-am dat ordinul de începerea. Acolo să nu vine aparat acolo. Dar nu mi-a scăzut deloc pe acolo? Nu, 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 nu. Poate fi mai la măsurător, deși. Acolo de la Val de Codi, e lucrarea de vreo 3 metri acolo, ăla se duce, mă rog. Ce este? Cursul.
Făcut neapărat acolo. Da, o să... Ei deja au venit la azi, am discutat cu ei, de mâine încep organizarea de șantier și vor să se apuce. Vor să se apuce că... Da. Ce se întâmplă? Normal e contractul de lucrări la urmă în luna 8-a, nu? Da, nu. Mă vor să vorbim în 2017, da. Finalitatea. A, și acolo oricum nu o să se întreze că acum o să se prelungească, dar s-au ocupat ca să-i dea să prindă de lucrări. Și-o terminat, Dumnezeu, voi mai ce ia spun, domnul președinte? Mai sunt alte discuții? Da, cu becurile se expiră în februarie, prima dată, nu? Eu nu știu dacă am achitat tot la becuri. Da, s-a achitat. S-a achitat. Pe nu trecem și facem și orice a doua? Da, o să trecem, dar primul am zis de ce cifre mi vin. Și după aia de ce bani te prindem. Păi da, mai facem și de bine excedentul. Păi da, dar de excedent trebuie să facem proiect. Păi facem proiect, da. Haideți să completăm. Da, completăm. Eu aș prefera să luăm tot așa, dacă putem, din cauza că ăia 600-700 de milioane, 800 cu avizii, cu tot ce trebuie pentru proiectele, degrabă cumpărăm și merg pe cheltuiel material. Mai bine, sigur. Da, da, eu dacă vin materiale, cumpăr, dacă am bani 100, cumpăr 100, vă dați seama că un proiect, mai numai avizile, pe ușor te duce la aproape 100 de milioane și timpul pentru și toate astea. Plus, trebuie să-i dai proiectantului, plus. M-a urmat ieșul la școală? De drumul, dar nu? Da. Da, da, trebuie să ne vină autorizația a lor, PSI, că aveam de făcut documentație. Alte discuții. Alegerea la alegerea noului președinte de comunitate. Domnul Miron. Cine este pentru? Da, eu. Împotrivă. Pe rând! Pe rând!